Salutare, dragi tovarăși, și bine ați dat click la un nou videoclip. Astăzi facem iarăși episod în stil de podcast, pentru că m-am uitat aseară la AEW, la All Elite Wrestling All Out, pay-per-view numit All Out, și a fost cel mai bun show de wrestling pe care l-am văzut live. Mai bun ca toate show-urile pe care le-a făcut WWE la arabi. Pare le făceau practic la o oră mai de după masă spre seară la noi și am putut să le văd ziua. Mult mai bun a fost All Out, mai bun ca WrestleMania, mai bun ca SummerSlam-ul. Clar mai bun și ca multe alte pay-per-view de la WWE în ultimii ani. O să vă citesc și câteva detalii de la... Cei de la WrestlingHub.ro au pus și ei un review. Nu l-am citit, n-am citit articolul, o să-l citesc acum. O să-mi dau și eu cu părerea, am văzut că ei sunt mai exigenți așa, eu sunt mai indulgent. Poate sunt eu prea încântat, cine știe. Hai să dau așa, să fac webcam-ul mai mic, să vedeți și voi aici cum stă treaba. Aici avem site-ul WrestlingHub.ro. Singurul site român, cred că e singurul site, nu știu dacă mai sunt altele. Dacă mai sunt altele, îmi cer scuze dacă par că sunt, dacă pare că sunt indiferent și cu alții. Dar eu site-ul acesta urmăresc eu, WrestlingHub.ro. O să vă las link-ul în descriere dacă nu uit. L-am mai promovat toată când am vorbit despre întoarcerea lui CM Punk, parcă. Și hai să vorbim despre meciurile care au fost. Aici sunt în ordine, dar n-am mai pus poze, că aș vrea să vă arăt și pozele, ca să știți despre cine era vorba în fiecare meci. Deoarece, poate nu știți pe toți. Am văzut tot show în afară de meciul care a fost pe YouTube și nu pe... live pe pay-per-view. A fost pe YouTube și eu dormeam în momentul în care se băteau ăștia. Regret că n-am văzut meciul, pentru că sunt și Jurassic Express și Orange Cassidy și Matt Hardy și Private Party. Regret că nu l-am văzut. Da, sigur, zic băieții aici, ia să vedem. Zic cumva de meci, TNT Championship. Așa, John Moxley cu ăla. Women, Breed, așa, Tag Team. Casino, Final Fight-ul, Chris Jericho, CM Punk. AEW, ok, n-o zic aici. N-au zis și de meciul ăla din kick-off. Deci n-am apucat să-l văd, n-o să comentez, o să mă uit după meci. După ce termin episodul, după episod de filmat, o să mă uit la clipul ăsta. Bun, primul meci care a fost, după cum zic băieții aici, cred că l-au pus în ordine. Da, cu TNT, championship-ul dintre Eddie Kingston și Miro. Miro fiind acesta, adică Rusev, Rusev pudria, Rusev Achka. Aveam pretenții mari de la meciul ăsta, dar n-a fost foarte wow, a fost de deschidere. Trebuia să fie un meci mai hardcore, dar n-a fost. Aveam eu pretenții mai mari, de ce zic și băieții de aici, un meci clean, nu s-au întâmplat prea multe lucruri interesante. Pot spune doar că a fost un opener decent. Da, cam așa zice și eu. Mi-a plăcut că i-a vinețit pieptul Eddie Kingston lui Miro, deci i-a făcut pieptul partea asta chestului pe englezește, pieptul pectoralul stâng sau pectoral, cred că pectoral e. El a vinețit ca lumea că i-a dat numai palme acolo. I-a dat câteva, a încercat Kingston să îi dea niște manevre pe acolo, dar a dominat Miro. El are cum de așteptat să bată Miro că e mai făcut decât Kingston, dar trebuia să fie un meci mai hardcore. Cu Eddie Kingston trebuie să faci meciul hardcore. Pentru că ăsta a trăit mult timp, a lucrat mult timp în CZW și acolo sunt numai meciuri de hardcore. Sau majoritatea sunt meciuri hardcore. CZW e cunoscut pentru meciurile hardcore și pentru oameni precum el și mai ales John Moxley, adică Dean Ambrose. El e din CZW, a luptat foarte mult timp acolo, a avut meciuri extrem de sângeroase, accidentări oribile, dar făcea spectacol. Băieții văd că i-au dat un 5 din 10. Bă, eu aș fi dat mai mult totuși, că un meci de ăsta opener la AEW e mai bun ca orice main event de la Raw sau de la SmackDown de la WWE. Următorul meci, John Moxley cu Satoshi Kojima, adică cu japonezul, unde este poza, să vă arăt cu japonezul acesta. Meciul mi-a plăcut. Manevre bune, ca al doilea meci în acest show, bă, genial. Apropo, show-ul am văzut live online. M-am trezit la 3 dimineața să-l văd, cred că am mai zis asta. Am stat cu grupul meu de bufnițe, ca așa zic eu de acum, cei care stăm noaptea să ne uităm la wrestling în direct, suntem bufnițe. Așa că dacă vreți să deveniți o bufniță, intrați pe serverul de Discord și o să anunț eu cu o zi înainte când e eveniment ceva la wrestling, că eu oricum îmi pun alarma să mă trezesc,
să văd show de wrestling și după mă pun la loc la somn. Hai să vedem ce zic băieții despre John Moxley cu Satoshi Kojima. Despre Kojima pot spune că mă bucur să-l văd luptând. Sigur, nu face la fel de bine ca acum 50 ani. Apropo, acesta, japonezul ăsta, are 50 de ani. Pentru la 50 de ani s-a luptat extraordinar de bine, deci s-a luptat mai bine ca mulți alții care au doar 30. Roman Reigns, despre tine vorbesc. Dar totuși se ține bine și mă bucur să văd asta. La finalul meciului apare și marele Minoru Suzuki. Minoru îl chema, am ținut minte doar Suzuki după mașină. Da, deci după ce s-a încheiat meciul acesta pe care l-a câștigat John Moxley, a venit în AEW Minoru Suzuki. Mi se pare că s-au mai bătut în New Japan. Parcă cu el s-a bătut. N-am menționat aici. Mi se pare că s-a bătut cu el, John Moxley cu el, dar numai în New Japan. Nu și în AEW, că abia acum a debutat în companie aici. Și mi se pare că se vor bate la Dynamite miercuri. Parcă la Dynamite. Mi se pare că atunci se vor bate. Văd că este unul dintre preferații celui care a scris articolul. Nu zice cine l-a făcut? Claudiu. Aha, deci să înțeleg că este unul dintre preferații lui. A bătut John Moxley, văd că băieții au dat un 6 din 10. Băi, eu aș fi dat un 7-5-10 pe acolo, că a fost destul de bun meciul. Bine, acum, aici e vorba și de meci de pay-per-view, nu de un simplu show săptămânal, îi înțeleg. Următorul meci, AEW Women's Championship, Dr. Britt Baker, DMD. Eu cred că DMD vine de la Diamanda, nu vine de la faptul că e dentist. Deci, campioana la femei în AEW e dentist. E bine că dacă își sparge gura... De fapt, nu știu dacă un dentist își poate pune singur dinții la loc. Da, dacă îi sparge gura lui una, îi pune dinții la loc și gata. Filmează? Filmează. Bun. Și s-a bătut cu Chris Statlander. Statlander, așa. Chris Statlander. Mă încurc mereu când îi zic numele ăsta. Mă uit imediat și la ce au scris băieții pe site. Mie mi-a plăcut foarte mult meciul ăsta. Cred că e cel mai bun meci la femei pe care l-am văzut vreodată în direct. Cam au mai fost meciuri tot așa, de le-am văzut la reluări sau le-am văzut în dimineața următoare, care sigur am mai văzut o meciuri bune la femei. Oh, Doamne, da, divizia asta feminină din AEW e ce trebuie. Deci, chit că fac ăștia de AEW cu Women's Revolution, The Four Horsemen și toate bullshit-urile alea, prostia mare pentru WWE este că au două branduri, au împărțit femeile în ambele branduri și au rămas 2-3 decente într-o parte, 2-3 decente într-o parte și atât. Și vedem același match iar și iar și de asta sunt muieri precum Charlotte care azi câștigă titlul, pierde, îl câștigă iarăși tot ea. Deci o mizerie ce fac ăștia la WWE cu divizia feminină. Bă, da, aici în AEW, bă, se bat femeile astea mai ceva ca bărbații. Și asta, Chris Statlander, băi, are o forță femeia asta în ea, incredibil, deci manevre geniale. Am mai avut tot așa Britt Baker un meci bun, la Double or Nothing, parcă, unde tot așa a fost un meci chiar sângeros, băi, e și genial și meciul ăla. Oricum, tipa asta își merită centura ca și campioană women's. Hai să vedem ce zic și băieții despre meci. A rămas campioană Britt Baker. Dar oricum, Chris Statlander s-a bătut genial, deci tipa asta are talent, e ce trebuie, wrestlingul are nevoie de asemenea talente. Hai să vedem ce zic băieții. Un match slab din punctul meu de vedere, n-a oferit nimic care să scoată meciul în evidență. Adevărul e că e foarte greu să ieși în evidență pe un asemenea card. Bă, mie mi s-a părut mai bun meciul, pe mine m-a impresionat mai mult. Că la un moment dat intervenise asta din spate și parcă cu încă una... Asta le-a ridicat pe amândouă, parcă sper că nu delirez acum de la oboseală, că abia m-am trezit să filmez. Mie, sincer, mi-a plăcut meciul, adică nu am fost mai impresionat, poate că sunt eu mai indulgent, cine știe. Aș vrea ca toți cei care ați văzut AEW aseară sau care vă uitați, o să vă uitați, după ce vă uitați să lăsați, să vă întoarceți la episod și să-mi spuneți cum vi s-au părut fiecare meci în parte. Mie chiar mi-a plăcut, deci față de meciurile de la WWE, meciul ăsta a fost chiar mult mai bun. Mai departe, ce a mai fost? AEW Tag Team Championship. Ăsta a fost meciul serii. Deci, ăsta a fost meciul serii. The Young Bucks cu Lucha Brothers. Meci în cușcă. Cel mai bun meci în cușcă pe care l-am văzut vreodată. De ce zic asta? Pentru că diferența mare dintre meciurile în cușcă pe care le-am văzut la WWE și meciul acesta în cușcă de la AEW este următoarea.
În WWE, majoritatea când se bat în cușcă, se chinuie să se cațere pe peretele cuștii și se evadeze. E, aici n-a fost vorba de evadat din cușcă, parcă doar odată s-au suit unul din Young Bucks și unul din Lucha Brothers pe cușcă, dar numai odată și atâta. S-a mai suit Ray Phoenix din Lucha Brothers de câteva ori, dar numai ca să-și ia avânt, ca să le dea cu piciorul în gură la Young Bucks. Hai să vedem ce zic băieții aici. Pentru mine a fost meciul serii, exact și pentru mine. Fără doar și poate, am avut de toate în meciul ăsta. Rivalitatea dintre Young Bucks și Lucha Brothers a fost printre primele din AEW și după atâta timp în care nu s-au mai intersectat, a fost chiar fain de urmărit un asemenea meci. Nu au fost manevre high-end de high-fly, cum mă așteptam, păi nu prea aveau cum să-și ia avânt că e cam strâmtă cușca aia, dar măcar s-a suit Ray Phoenix pe pereții cuștii și a luat avânt ca lumea, dar a fost un meci activ, bătaie continuă, excelent pentru mine, câștigători Lucha Brothers, 9,5 din 10. E, eu i-aș da direct 10 pentru că a fost o fază. La un moment dat, unul din Elite, nu mai știu cum îl cheamă, e ăla care stă mereu în training, dă cu spray-ul ăla pe ei, are masca aia pe față și mai face și vlog, că el filmează vlogurile pentru canalul celor de la Being the Elite, filmează vloguri acolo, a avut o geantă și a aruncat-o peste peretele cuștii și acolo era un Adidas cu pioneze. Și a vrut să-i dea unul din Young Bucks, dar mi-a plăcut când, când s-a descălțat și a luat Adidasul ăla cu pioneze în talpă, l-a lins așa pe pionezele alea. Bine, nu cred că a pus limba pe acele alea, dar a fost mișto momentul. Și când să-i dea super kick-ul lui Phoenix, lui ăsta de aici mai din stânga, s-a pus fraxul mai mare să-l apere. Gen, dați-l mine, nu frate mi mai mic, că e mai amărât și el. Și-a luat ăsta mare șpiț în gură sau în frunte, nu știu, cred că în frunte i-a dat cu piciorul. Era plin de sânge, amândoi au avut măștile deteriorate, că au încercat ăștia să le rupă măștile. Pentru un luchador de ăsta, pentru un mexican, să-i rupi masca, să-l demaschezi, este o mai mare rușine pentru onoarea lor. Cum de la samurai e codul lor de onoare, așa și aici, ca și luptător mexican, să fii demascat, e cam nasol, că masca e un element foarte important pentru un luchador. În fine, și am văzut super kick-uri cu Adidasul cu pioneze. La un moment dat a revenit spectaculos Ray Phoenix și le-a dat cu Adidasul ăla în cap la cei din Young Bucks, dar oricum, amândoi au fost plini de sânge, săracul Pentagon era varză și a luat familia în brațe după meci pe, mi se pare că are două sau trei fete și era și nevastă să aparcă în public, dar oricum, au venit cei de la, erau aia, echipa aia acolo de la AEW și le-au dus la separeu pe fiicele lui Pentagon să le spele că erau pătate de sânge de la tasul când le-a luat în brațe. Deci ăsta a fost cel mai bun meci pe care l-am văzut în direct vreodată. Bă, un meci mai bun de atât n-am văzut niciodată în vreo seară de asta în care eram și o bufniță de mă uitam noaptea la wrestling. Ăsta e definiția unui meci bun la echipe și în cușcă. Așa ar trebui să fie divizia de echipe în WWE cum e AEW. Luați lecții de aici. Vince McMahon o să spice Imperiul cât de curând. A căzut Roma, o să cazi și tu. Deci ăsta a fost de nota 10. Acum nu știu dacă băieții s-au uitat și ei live sau s-au uitat de dimineață. Nu știu, nu mă bag. Fiecare cu părerea sa. Vreau să-mi scrieți și voi în comentarii dacă vi s-a părut bun All Out-ul sau vi s-a părut mai slab ca SummerSlam-ul. După mine a fost mult mai bun ca SummerSlam-ul. Următorul meci care a fost? Casino Battle Royale. 4 din 10 au dat nota și că a debutat Ruby Soho. Da, nu prea mă așteptam la ceva mai interesant. Ideea că a fost un fel de bet de Royal Rumble cu femei. Numai că întâi au intrat 5, au trecut 3 minute și jumătate, au mai venit 5 și tot așa de vreo 3 sau 4 ori. Și apoi a venit Jokerul, adică ultima intrată care a intrat doar ea și a fost debutul din WWE Ruby Riot, aici chemându-se Ruby Soho. Mă, femeile în AEW știu să se bată. Eu mă așteptam să câștige asta de aici, Thunder Rosa, așa o cheamă, asta desenată pe față aici. Din păcate n-a câștigat ea, asta e. Aveam pretenția să câștige ea că mi s-a părut că s-a luptat foarte bine. Avantajul cel mai mare l-a avut asta din mijloc, că înainte a fost bărbat și și-a schimbat sexul. Este transgender sau transexuală sau cum vreți voi să spuneți. Da, avantajul e că a fost bărbat și e mai făcută cât de cât, are musculatura altfel. Dar acum, fiind femeie, are voie să se bată în divizia feminină. Nu au fost chestii prea de pițipon ceală, să zic așa, cred.
Adică parcă la WWE mai mult alea țipoi se trag de păr. Majoritatea. Câteva se bat bine în WWE, restul sunt mai mult niște prințese, niște păpuși Barbie. E, asta aici în AEW se bat mult mai bine. Deci m-aș uita mai degrabă la un show de wrestling numai cu meciurile de la femei decât la Raw, sincer. Deci astea în AEW se bat mult mai bine decât mulți bărbați din WWE. Atât de prost duce WWE în ziua de azi dacă cele din divizia feminină care sunt mai firave, că na, e o femeie mai firavă ca un bărbat, se bat mult mai bine. Super echilibrat meciul, nu mi s-a părut să aibă cineva un push, a și venit în ring Abomination, Abyss. E o femeie care tot așa eu de-aia se sperie cum încearcă să facă și cu Alexa Bliss ăștia. Numai că parcă fac mai bine treaba ăștia în AEW. N-o pușează iurea pe aia înspăimântătoare cum fac ăștia din WWE. Am pronunțat de foarte multe ori W în engleză în episodul ăsta și o să mai pronunț. Mi-a plăcut. Sincer să fiu, mi-a plăcut. De ce să vă mint? Next. The Final Fight MJF cu Chris Jericho. Meciul ăsta mă așteptam să aibă un pic mai mult încântare, să fiu mai un pic mai mult încântat de acest meci, dar oarecum ne așteptam cu toții să câștige Jericho, pentru că încă se luptă bine și n-are de ce să se retragă. MJF a fost genial, deci MJF cred că e unul dintre cei mai buni heel la ora actuală din această industrie. S-a șters la cur cu geaca lui Jericho, a făcut el niște scheme de alea, gen așa dacă mă înțelegeți, nu stau acum să le imit, a fost bun. Deci MJF trebuie să rămână toată viața heel, e cel mai bun heel posibil. Azi de ce zic și băieții aici. Oare sunt singurul care s-a plictisit de feudul ăsta? Bă, sunt și eu de acord, a ținut cam mult acest feud. Deja este al episod cu cei doi. Da, s-au bătut destul de des. Au lungit-o cam mult ca l-au pus pe Jericho în fiecare săptămână să aibă cât un meci diferit ca să ajungă la Maxwell să se bată cu el. Un meci bun per total, dar nu extraordinar. Mă, da, au avut meciuri mai bune. De exemplu, când s-au bătut la Dynamite, s-au bătut sau nu mă știu unde, de tot așa. A luat ăsta camera și filma așa cum arăta muie la public, a venit Jericho, l-a pognit pe Maxwell și a arătat muie și lui așa. MJF a părut destul de slab în meci. A cam fost dominat de Chris. De obicei eram obișnuit invers. Ce vreți, întorsătură de situație. Cel care domină tot meciul pierde. Și la un moment dat chiar am avut impresia că Jericho se retrage și ăsta e ultimul lui meci. Un meci bun. Da, ideea a fost că dacă pierde, că zice aici the final fight, if Jericho loses, he will never wrestle again. Dacă pierdea Jericho, trebuia să rămână la masa comentatorilor. Și la un moment dat i-a pus numărătoarea lui Jericho, dar la 2,5 a pus piciorul pe coardă. Arbitru n-a văzut, a venit alt arbitru și a zis, bă, a pus piciorul pe coardă. Și după aia, prezentatorul, meciul continuă că a pus piciorul pe coardă. Și a continuat meciul și a câștigat Jericho. Dar mi se pare că la un moment dat a căzut prost Maxwell, unul din cele trei nume ale lui MJF. A căzut destul de prost cu spatele pe bâta lui Jericho, parcă. Am clipit, n-am văzut bine că eram și un pic obosit, dar parcă a căzut cu spatele pe bâta lui Jericho și prea stătea cu mâna lipită de spate. Cred că de asta a fost mai mult dominat Maxwell. Dar în orice caz, tipul are carismă, omul ăsta are de tot viitorul în față în această companie. Să nu plece niciodată din AEW și să nu devină face. Îi stă foarte bine heel. Mai mișto a fost rivalitatea sa cu Cody Rhodes, acum un an sau doi. Dar oricum, mi-a plăcut foarte mult. A venit și ăsta Inner Circle-ul să-l felicite pe Jericho. Intrarea lui Jericho a fost cu chitaristul său de la Fozzy și el cânta instrumentalul, chitaristul și după aia tot publicul. And the Judas in my mind. Frumos, sunt afon, știu. Next. Punk și Darby Allin. Meciul ăsta m-a așteptat să fie main event-ul. CM Punk cu Darby Allin, a fost și Sting în spate acolo. Chiar mă așteptam să fie ăsta main event-ul, dar n-a fost. Înțeleg de ce, că a urmat ceva și mai mișto la main event-ul adevărat. Aveam niște pretenții un pic mai mari de la CM Punk, dar el nu s-a mai bătut de atâția ani, de 7 ani. Și meciul său de revenire după 7 ani, eu zic că e bun. Tot așa meci bun de revenire a avut și The Rock la WrestleMania. S-a bătut cu Cena, a avut un meci foarte bun și atunci The Rock. Bă, dacă lipsești atâția ani
și la revenire faci un meci super bun, păi ești material de wrestler cu adevărat. Hai să citim ce zic băieții. Puțin neobișnuit să-l vedem pe Punk în ipostaza asta, purtând wrestling tights. Adică a purtat pantaloni lungi. Ci că WWE nu îi permitea lui Punk să poarte pantaloni lungi, dar uite că a purtat aici. Inițial am crezut că va scăpa de înainte de începerea meciului, dar nu. Ciudat, sau poate doar a vrut să facă o schimbare. Meciul în sine a fost bun, nu excelent, dar bun spre foarte bun. Așa zice și eu. Nu mă așteptam ca după 8 ani, de fapt 7, sau am zis eu greșit, tot pe acolo, în care a stat pe bancă să fie încă atât de puternic. Bun, dar se putea și mai bine, asta zic și eu. Sunt curios ce ne oferă la următorul pay-per-view. Totodată mi-a plăcut momentul de respect de la final dintre cei trei, când atât Sting cât și Darby i-au întins mâna lui Punk după ce au părăsit ringul. Da. După care au părăsit ringul, pardon. Da, deci la final și-au strâns mâna, a venit Sting, i-a strâns mâna lui Punk, s-au chinuit să ridice pe Darby care era leșinat pe jos. Din nou i-au strâns mâna. Mi-a plăcut foarte mult meciul acesta. Au fost niște momente foarte mișto în care l-a aruncat Punk pe Darby în afară ringului, așa direct pe lângă colț, nu pe lângă colț, pe lângă stâlp. A fost mișto. Întâi a dat un go to sleep și a picat în afară ringului și n-a apucat să-i pună pinul. A făcut și chestia în care publicul huiduia, făcea Punk. Yo? A, ok. Că a fost așa și acum 10 ani la Money in the Bank cu John Cena. Publicul huiduia pe Cena. De fapt, striga într-una. Uuuu! Și Punk era... Eu? Nu! El? A, ok. A încercat ceva de genul, dar n-a fost ca atunci cu Cena. Pentru că Cena era huiduit toată lumea că era super big match John. Aici Darby Allin n-a fost atât de apreciat ca Punk pentru că era la el acasă, în Chicago Punk, normal. Dar oricum, după ce s-a încheiat meciul, lumea nu l-a huiduit pe Darby, l-a aplaudat. Deci, publicul din AEW e cu totul altfel față de cel din WWE. A dat după aia și Darby Allin un coffin drop și cum stătea CM Punk întins, s-a pus în curs și s-a ferit de coffin drop, exact ca Undertaker s-a ridicat. Și a râs oarecum ca Brock Lesnar. Parcă mi-aduce aminte de chestia aia. Și o să vă mai arăt un articol de pe site, dacă tot am vorbit de CM Punk. Am impresia că mult încearcă să iardă pe cei de la ăștia, de la WWE. Tot mai bagă niște easter egg-uri de-astea. Dar oricum, super bun meciul, mi-a plăcut și acesta. Ce note au dat băieții? 9 din 10. Da, a fost un meci bun. Paul White cu QT Bar. Și-l umești mai mult de umplutură. O mizerie din punctul meu de vedere. A pus meciul ăsta pe card doar ca să nu bage pauză publicitară. Debutul lui Paul White ok, dar subțire, foarte subțire. Paul White sau White fiind acesta, adică Big Show. Băi, e bătrân, ce vreți. Bă, măcar n-a ținut mult meciul, adică a fost suficient de lung. Nici prea scurt, nici prea lung. Poate putea să-l facă un pic mai scurt. Mai să fie un squash, n-a fost squash, măcar nu s-a încheiat cu KO punch, s-a încheiat cu chokeslam. Mă, e drăguț să-l vedem pe Big Show, pe Paul White după atâția ani, că încă se mai bate. Și în final, AEW World Championship, Kenny Omega cu Christian Cage. Da, Christian, adică ăsta care a fost în WWE, pentru cei care nu urmăriți AEW. Am avut și două debuturi. Genial și meciul ăsta, mi-a plăcut. Hai să vedem ce zic băieții. Urmăream meciul și eram uimit de cât de bine se descurcă Christian în ring. Da, are vreo 45 de ani Christian. Sau 50, nu știu cât are. E bătrân, dar se descurcă bine. De remarcat ce face Kenny Omega cu caracterul său. De fiecare dată când câștigă, fie își schimbă lucrul, fie adaugă ceva nou în materie de tonturi. Meciul, jos pălăria. Un meci foarte lucrat de ambii wrestleri, s-au înțeles din priviri și totul a ieșit ca la carte. Genial. Așa zice și eu. Deci meciul acesta dintre Christian Cage și Kenny Omega, ăsta a fost demn de main event de WrestleMania, sincer. Am văzut și niște mese rupte, manevre întoarse, a intervenit cei din Good Brothers și a dat un pit trigger, un genunchi în bot Kenny Omega lui Luke Gallows, că ținea pe Christian. A vrut Christian să-i dea kill switch după colțul ringului, dar i-a dat Kenny Omega cu finisherul
Și l-a bătut așa pe Christian, am văzut și spear-uri, cred că un mic easter egg, cât un mic apropo pentru Roman Reigns. Mult încearcă așa să-i ciupească pe cei de la WWE și bine le fac. WWE o să cadă, am pus o poză pe story, vă recomand să intrați pe story până nu expiră acesta, să vedeți ce poză mișto am pus referitor la situația între AEW și Vince McMahon, o să vă placă. Și mișto a fost că după acest match, cum zice și aici, la acest pay-per-view au debutat Adam Cole, Bryan Danielson, Suzuki și Soho. Toți pro wrestler cu experiență și un trecut cel puțin glorios. Vin vremuri bune pentru AEW. Da, după acest match au debutat. Hai să dăm aici pe AEW, că poate zic aici debuturile din seara asta. Hai să dau direct pe prima pagină. Nu știu dacă au apucat să pun articole. Aici review. Aici zic doar că aceștia au câștigat centurile. Atât. Au debutat după ce s-a încheiat meciul. Au venit toți cei din Elite. L-au atacat pe Christian. Au venit după aia Jurassic Express să-l apere și au luat și ei bătaie. S-a stins lumina. Am zis, ai nu spune că vine Undertaker acum. Și pac! Adam Cole, baby! A debutat Adam Cole. Se uitau ăștia la Adam Cole, se așteptau să ia pere pe Jurassic Express și Christian, dar i-a dat mare super kick lui Jungle Boy. S-a luat în brațe cu Kenny Omega și l-au pupat pe ambii obraji. Young Bucks. Un moment cam ciudat, după mi-a zis cineva de pe Discord una dintre bufnițele de aseară. Sper că vezi, sigur vezi clipul, te salut, ai o bere din partea mea, nu ți-o dau, dar mă treci pe caiet oricum. Mi-a zis că Adam Cole a fost în Bullet Club. Eu n-am știut că a fost în Bullet Club, n-am urmărit New Japan-ul. Mișto. Și când să zică Kenny Omega la microfon, a vrut să zică parcă goodbye, mua, and have a good night, boom, a debutat Bryan Danielson, adică Daniel Bryan. Publicul într-una, yes. Deși a vrut toată să facă yes. Bryan Danielson, însă când a dat să ridice mâinile, s-a oprit așa, l-a lăsat jos. N-are voie să facă asta că n-or fi cumpărat dreptul pentru acest taunt sau cum s-o spune, n-au cumpărat dreptul pentru gimmick ce de la AEW probabil. Dar oricum, publicul, yes într-una. Și din nou iarăși bătaie pe acolo și au rămas în ring Bryan Danielson cu Jurassic Express și cu Christian. Așa că poate o să vedem la Full Gear Bryan Danielson sau Daniel Bryan, cum vreți voi să-i spuneți, să se bată cu Kenny Omega. Ăla o să fie un match de 5 stele, un clasic de 5 stele. Kenny Omega chiar că este unul dintre cei mai buni wrestler la nivel mondial. Este și tânăr, are vreo 36 de ani, deci se poate bate încă 10 ani fără probleme. Poate chiar 15 ani fără probleme, se bată în continuu. Este super bun ca și wrestler și la microfon, își face treaba de heel. Parcă îi stă mai bine heel decât face. Cu vorba celui care a făcut articolul de adineori cu review-ul pentru show. Mai adaugă câte ceva la look-ul său Kenny Omega. Acum a venit cu părul un pic albastru. Oricum Kenny Omega este un wrestler genial. Și Christian se descurcă super bine, parcă chiar mai bine decât Edge. Poate exagerez, poate nu. Vă aștept review-urile și în comentarii să spuneți. Hai să vă arăt ceva aici legat de AEW. Că am mai văzut un articol pe aici interesant, dar nu mai știu care era. 10 stele care putea debuta anul acesta. Era un articol legat de CM Punk. Că ăsta e. Hai să vă arăt articolul ăsta. Cei care n-ați văzut show-ul, aș vrea să mi-l scrieți în... Să scrieți... Dacă n-ați apucat să vedeți AEW All Out, căutați pe YouTube că găsiți highlights-urile, vă uitați după, veniți și îmi spuneți cum vi s-a părut. Cei care v-ați uitat aseară, fie cu mine, fie separat sau ați văzut până acum show-ul, să lăsați comentarii. Hai să vă arăt articolul ăsta care sună interesant. CM Punk a indicat două noi posibile achiziții. Că avea scris pe Adidas, A cât de la Adam Cole și BW de la Bray Wyatt. E, cu Adam Cole a nimerit. Nu știu dacă chiar scria pe Adidasului. Dacă vreți, uitați-vă după ce închei clipul, uitați-vă să vedeți. Uitați-vă când a mai venit Punk în ring, să vedeți dacă scria cumva pe Adidasului asta. Poate scria, poate nu scria, nu știu. Dacă așa scria, e bine.
Da, a nimerit-o cu Adam Cole. Să vedem dacă vine și Bray Wyatt în AEW. Și dacă tot am mai vorbit de debuturi, 10 staruri care ar putea debuta la All Out. Ăsta e articolul, ăsta e articolul. E, hai să vedem ce wrestler ar putea debuta, că erau zvonuri. Bryan Danielson a debutat. Adam Cole a debutat. Ric Flair încă nu. Ruby Soho a debutat. Nu prea m-a încântat, n-am fost niciodată fan al acestei wrestlerițe, nu m-a impresionat cu nimic. După aia, Bray Wyatt, adică Widom Rotunda. Ăsta da nume, sper să schimbă numele în... Să și-l schimbe în AEW. Buddy Matthews? Bă, da, e un floc cu pompă aici. Aș vrea să-l văd pe Buddy Murphy, fostul Buddy Murphy în AEW și e posibil să debuteze, că am văzut ceva clip cu el când își dădea foc la parcă, își dădea foc sau și arunca vechiul gear din WWE. Adam Shear, adică Braun Strowman. CJ Perry, asta fiind Lana, lui Rusev, și asta e Rusev, deși pare că am slăbuț în poza asta. The Inspiration, adică The Iconics. Și cam atât. Băi, din nou, vreau să-mi spuneți părerea voastră despre acest show, despre meciurile care au fost la AEW la All Out. O să fie un pay-per-view după aia prin noiembrie, cred că o să fie Full Gear, dar oricum, eu o să facă show-uri bune și în... Cum se cheamă? Eu o să facă show-uri bune și la Dynamite și Rampage. Cam asta a fost și review-ul meu, deja am răgușit. Spuneți-mi în secțiune comentarii cum vi s-a părut show-ul, cred că am zis asta de o grămadă de ori. Dacă mai vreți review-uri la show-uri de wrestling, să-mi spuneți. Și care este wrestlerul vostru preferat din AEW și care considerați că este mai mișto, AEW sau WWE și de ce? Hai, ne vom auzi data viitoare. Ciao les tuturor!